Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea pentru luna iulie pentru nativii din Zodia Gemeni. La cererea voastră, a celor care mă urmăriți deja de ceva timp, am hotărât să readuc aceste etalări lunare pe zodii, dar în schimb voi reduce etalările zilnice care vor fi mult mai scurte, de maxim un minut, astfel încât să știți în linii mari la ce să vă așteptați pentru fiecare zi din lună, dar o să vă rog pentru mai multe detalii să veniți la aceste videouri lunare și să le urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendentul vostru sau pentru orice alt semn zodiacal în care aveți anumite plasamente planetare importante, mai ales dacă aveți în harta natală o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un anumit semn zodiacal, neapărat să urmăriți și pentru acel semn zodiacal etalarea lunară. Și acum hai să vedem pentru nativii din Zodia Gemeni, pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în această zodie sau pentru cei care sunteți născuți sub Zodia Gemenilor, precum și pentru cei care aveți pe cineva din Zodia Gemeni în viața voastră și vreți să vedeți ce se întâmplă cu această persoană în luna iulie. Hai să scoatem mesaje pentru situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte frumos pentru gemeni. În primul rând, aici pe partea de dragoste aveți regele de monede, cel mai stabil rege din toată suita de tarot. O carte care ne vorbește despre generozitate și despre clipe petrecute foarte plăcut în natură sau în practici spirituale. Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, asigurați-vă că în luna iulie o să petreceți timp în natură, încercați să umblați desculți pe iarbă, pe pământ, să vă conectați cu energia vitală a pământului, dacă puteți încercați să mergeți la mare sau la munte, să petreceți timp pe lângă o apă curgătoare sau chiar și pe lângă un lac, de ce nu? Și reconectați-vă cu natura și cu spiritualitatea voastră, pentru că în acest fel o să vă echilibrați energiile și o să puteți să atrageți în viața voastră acest rege de monede, această persoană cu o stare materială, financiară foarte bună, această persoană care își dorește o relație serioasă cu voi, nu doar ceva trecător, ceva pasager. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, încercați în luna iulie să planificați o vacanță, un concediu sau, dacă nu puteți, măcar o ieșire de câteva zile sau de weekend împreună cu partenerul sau partenera voastră de viață. Încercați să petreceți timp în natură, în grădină, la mare, la munte. Conectați-vă împreună cu natura, cu mediul natural, pentru că în acest fel o să vă echilibrați relația. Hai să clarificăm acest rege de monede, ce mesaje suplimentare putem să scoatem pentru nativii din Zodia Gemeni pe partea de dragoste pentru luna iulie. Foarte frumos, foarte asemănător cu ce a ieșit pentru berbeci pe partea de carieră. Și iarăși un lucru interesant, pentru berbeci soarele a ieșit aici pe partea de dragoste și treiul de cupe și doiul de cupe au ieșit ca și clarificare pe partea de carieră. Prin urmare, aici s-ar putea să fie o legătură între cineva din Zodia Gemeni și cineva din Zodia Berbec. Hai să vedem, cu treiul de cupe, motiv de sărbătoare, s-ar putea ca în luna iulie să primiți niște invitații la o nuntă, la o petrecere, la un botez, la ceva, ieșire aici cu prietenii, cu persoane de care sunteți apropiați, cu persoane alături de care vă simțiți bine. Și cu doiul de cupe văd că toate aceste ieșiri, toate aceste momente plăcute o să vă ajute în relația de cuplu să vă reconectați, și cu șaptele de săbii să fiți foarte atenți, pentru că singurii care vă pot pune impedimente în relația voastră de dragoste în această lună, în luna iulie, sunteți voi înși vă, care riscați aici să vă furați singuri căciula. pentru cei care sunteți singuri, acceptați orice invitație primiți aici în luna iulie să ieșiți în oraș, să socializați, pentru că din aceste invitații, din aceste ieșiri, poate că ieșiți la un suc, poate că mergeți cu prietenii cu cortul într-un weekend sau mergeți în vamă câteva zile, tot așa pe weekend. Din aceste ieșiri, din aceste socializări puteți să vă întâlniți acest suflet pereche, această persoană care se conectează emoțional cu voi, dar care în același timp își dorește ceva foarte serios. Și aici, repet, același avertisment ca și pentru cei care sunt deja în relații de lungă durată. Aveți grijă la 7-le de săbii. Aveți grijă să nu vă puneți singuri piedici în cale. Și pentru toți gemenii, fie că sunteți într-o relație sau sunteți în căutarea partenerului sau partenerei ideale, combinația dintre acest 7 de săbii și dintre regele de monede, care este o energie foarte generoasă, este că ar trebui să învățați să vă puneți și pe voi pe primul plan, să vă puneți și nevoile voastre pe primul loc, pentru că dacă doar dați, la un moment dat o să rămâneți cu aceste cupe goale și nu o să mai aveți ce să dați. Prin urmare, fiți foarte atenți, dacă în relațiile voastre trecute sau în relația actuală în trecut ați avut această tendință să faceți prea multe compromisuri, să renunțați tot timpul de la voi sau din ceea ce vă doreați voi, doar ca să aveți calm, pace și armonie în relație, văd că a cam sosit momentul să vă opriți și să învățați într-un mod diplomat să vă exprimați nevoile și să trageți niște linii de demarcație puțin mai clare, să nu mai permiteți ca limitele și barierele voastre să fie încălcate, pentru că dacă permiteți în continuare acest lucru, tot ce o să faceți este să repetați din nou și din nou tiparele toxice din trecut. Ori nu asta ne dorim, ne dorim să evoluăm, să creștem, să ne bucurăm de relația cu acest rege de monede, de această relație de tip suflet-pereche. Mai departe, în privința sănătății, pentru gemeni a ieșit aici Regina de Bâte, o carte foarte frumoasă care ne arată că gemenii în luna iulie o să aibă foarte, foarte multă energie. Vedeți aici tot acest buchet de floarea soarelui. La fel, trebuie să fiți și voi în luna iulie, să petreceți timp sub soare, să vă încărcați bateriile, să vă încărcați cu această energie și pe cât posibil încercați să vă planificați în fiecare zi niște activități în natură, sau dacă nu puteți să faceți activități în natură, măcar niște activități sportive, pentru că aici în luna iulie riscați să acumulați foarte multă tensiune, foarte multă energie care se acumulează așa în interiorul vostru și trebuie să-i găsiți un outlet, o supapă productivă pentru voi. Și cea mai productivă variantă ar fi să faceți sport, să faceți mișcare, și în acest fel să vă recâștigați forța și încrederea în sine. Hai să clarificăm această regină de bâte pentru nativii din zodia gemeni pe partea de sănătate. Ok, vedem aici cu arcana majoră luna că pentru o parte dintre gemeni e posibil ca în luna iulie să nu vă dați seama exact care este sursa neplăcerilor voastre, de unde vin problemele voastre de sănătate și răspunsul este aici la pajul de bâte, care vine și îmi confirmă încă o dată ceea ce îmi spune aici Regina de Bâte. Aveți prea multă energie pe care trebuie să o consumați, trebuie să o eliberați într-un fel. Și e important să găsiți un mod productiv să eliberați această energie. Cel mai bun lucru ar fi să faceți sport, pentru că acum în luna iulie oricum aveți tot acest surplus de energie și următoarele 31 de zile poate să fie momentul ideal să implementați o nouă rutină în viața voastră. Profitați de această șansă, pentru că aici cu 9-le de cupe văd că universul vă oferă un trofeu pentru acei gemeni care se gândesc să participe la un maraton sau la o întrecere sportivă. Luna iulie e momentul ideal, faceți acest lucru. Chiar dacă nu vă simțiți pregătiți, dacă aici cu luna încă nu sunteți voi 100% siguri, văd că aveți energia, drive-ul, dorința, pasiunea necesară să duceți lucrurile la bun sfârșit și să câștigați aceste 9 cupe, acest trofeu pe care Universul vi-l rezervă. Dacă nu vreți să participați la competiție, atunci aceste 9 cupe pot să fie, exact ce spuneam mai devreme, implementarea unei noi rutine, a unui nou regim, a unui nou stil de viață în viața voastră. Acum este momentul, mai ales dacă vă doriți să începeți să faceți sport, poate vă doriți să învățați un nou sport sau poate vă doriți să vă apucați de un regim mai strict de exerciții fizice. Faceți acest lucru în luna iulie, e momentul ideal. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, aici avem soarele. Cred că v-am spus că această carte a ieșit pentru berbeci. Nu. Pentru berbeci a ieșit steaua, nu soarele. Îmi pare rău dacă v-am indus în eroare. Soarele pentru gemeni, aici pe partea de afaceri, bani și carieră, ne arată că în acest domeniu de viață o să obțineți succes indiferent ce faceți. Recomandarea mea ar fi să profitați la maxim de această energie pe care luna iulie vă aduce și să nu vă mulțumiți doar cu niște firmituri pe care le-ați primit dacă n-ați face nimic, ci să profitați și să faceți și ceva activ, astfel încât să beneficiați de acest ajutor în carieră, în bani și în finanțele voastre. Hai să clarificăm cum pot să profite de această oportunitate pe care destinul acum le pune în cale nativii din zodia Gemeni în privința finanțelor proprii. Ok, foarte interesant. Văd că luna iulie pentru voi, aici cu regele de săbi, este momentul ideal să vă faceți o strategie pe termen lung. Nu reacționați impulsiv, gândiți înainte să acționați și faceți-vă un plan pe termen lung. Unde vreți să fiți peste 5 ani în carieră? Unde vreți să fiți în carieră peste 10 ani? La ce vârstă ați vrea să puteți să ieșiți la pensie? Ce venit lunar v-ați dori să aveți când o să ieșiți la pensie? Și pornind de la toate aceste întrebări, faceți-vă planul pe termen lung, pentru că aici cu moartea, cu această arcană majoră care reprezintă schimbarea, transformarea, împreună cu soarele, văd că aceste planuri pe care acum le faceți în luna iulie pot să vă transforme radical într-un mod foarte pozitiv finanțele voastre, afacerile voastre, investițiile voastre, cariera voastră. Puteți să ieșiți niște învingători după această lună iulie, pentru că văd aici cu 7-le de bâte că voi sunteți pe poziția de superioritate și atunci când în luna iulie va trebui să negociați un contract, țineți tare aici cu dinții strânși pentru că voi sunteți pe poziția de superioritate. Atunci când vreți să faceți niște investiții, ascultați-vă aici instinctul pentru că văd că nu o să vă înșele, o să vă ducă în direcția corectă. Indiferent ce vreți să faceți aici cu banii voștri, cu afacerea voastră, cu cariera voastră, văd că lucrurile o să iasă bine. Cu soarele nu au cum să nu iasă bine, plus această carte de transformare, plus că voi sunteți aici cei care aveți atuurile în mână și cu regele de săbi văd că puteți să faceți și un plan pe termen lung, să gândiți în perspectivă, astfel încât să iasă lucrurile cum vă doriți, să iasă în favoarea voastră. Per total, e o lună foarte interesantă pentru gemeni, o lună foarte energetică, cu foarte multă mișcare și cu aspecte pozitive în toate domeniile vieții voastre. Înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card Puterea Gândului, o carte oracol din acest set de cărți, un gând frumos cu care să vă las pentru luna iulie. Bineînțeles, nu uitați și de etalările zilnice, chiar dacă am schimbat formatul și le-am redus ca timp. Le-am gândit în așa fel încât să fie ca niște semne de circulație care să vă ajute să vă ghidați traseul în această lună, dar, repet, majoritatea informațiilor mă aștept să le luați din aceste etalări lunare. Bineînțeles, nu uitați să vă uitați și la etalarea pentru ascendentul vostru și pentru semnul zodiacal în care aveți luna sau orice alte plasamente planetare pe care voi le considerați importante în harta voastră natală. Și acum hai să vedem. Gândul frumos pentru gemeni pentru luna iulie este următorul. mă iert pe mine însumi. Iertându-mă pe mine, las în urmă toate sentimentele de a nu fi fost îndeajuns de bună și sunt liberă să mă iubesc pe mine însă. Un mesaj foarte frumos, renunțați la aceste gânduri toxice, iertați-vă neajunsurile voastre, iertați și neajunsurile celor din viața voastră, pentru că aici universul are atât de multe lucruri frumoase pentru voi încât nu are sens să mai cărați acest bagaj karmic după voi. Lăsați aceste valize ponosite în urmă, pentru că aici o să vină numai lucruri frumoase în viața voastră. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!